problemele noastre și noștri, ai probleme. Salutare oameni frumoși, aici stand up ca radio stand up Acesta este talk show Ai probleme, show unde noi rezolvăm problemele noastre și a spectatorilor noștri. O să vă rugăm la final să ne scrieți problemele voastre ca noi să le găsim o soluție Așa cum știm noi, cum ne ducem noi cap. Dar eu vreau să menționez că este prima noastră show în care noi o să fim serioși, adică noi nu ne străduim să glumim aici deloc. Mm -hmm. Și nu știu, nu dar eu lea mă sunt inconfortabil. Inconfortabil? da, de tot Că nu trebuie să faci nimic, liber. Adică tot ok, nu, nu trebuie să glumim, nu trebuie să ne pregătim. Sunt confortabil sau nu? Neconfortabil. Adică neconfortabil? Adică nu, 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 De la confort îl simte neconfortabil. <gătă> adică nu mă simt confortabil, hai să spunem așa. Adică parcă și cum libertatea asta de, băi, da, așa cum ești, așa. Pune și vrei. Da, și tu nu, nu noi ne-am deprins să... mereu să ieșim în acțiune și să Da, te-ai pregătit, nu da, te-ai da, pregătit. să ieși la microfon Dar noi acum organica asta o să o prindem și când o prindem, e gata. Ea noastră. Da, e sfia noastră. Asta e foarte plăcut să vorbești. iar că de obicei n-am să... Ce, să trebuiesc adică, știi? Da, e când, sunt natural, <laughs> natural, mă sunt natural, mă sunt apele mele. Când nu trebuie să glumești, da, asta da. e foarte plăcut. Că tu, tipa... Pentru că oamenii cred că tu glumești tot timpul, da? Da, da, apropo, voi în viața des suntem întâmplă așa că glumeți sau fără să vrei apare o glumă în situație... Asta e deja tema ta? Problema nu, 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 ta? nu, eu doar întreb, <laughs> pentru că asta este un stereotip că mm -hmm. comedianții sunt oameni de ăștia care glumesc la orice pas. Și nu, eu nu sunt așa curaj. om, dar câteodată, prin niște momente, când parcă un glas din spate stau la masă și am zis, tu ești stand-up, iar bag glubi. Și eu le bag la fiecare pas, chiar dacă ele nu merg, eu le bag, le bag, le bag. <laughs> am un sfat pentru tine. Nu fă asta. Mulțumesc. <laughs> ne, ne luat no, de pigur. Nu, dar <laughs> rar, rar. Eu, nu, dar Foarte. nu fă asta. Eu sunt deprins, nu, eu ești depresiv câteodată în viață, din potrivă și sunt așa comedianți care în viață invers, e invers, sunt depresiv. Voi cum sunteți în viață? Eu am pățit odată așa că eram la un... Îmi pare că eram la Zola cu 8 în Nu, eram la un copil, la un copil, din toți care știu. Și eram într-o companie și eu eram așa, cum trebuie să și un om, așa tăcut. Da acolo pățanii glumiau în stânga și în dreapta, și nu era interesant. Și mă dăm deoparte, parte femeia vine la mine și zice da și nu Tu tot glumești doar. Tu ce spunei două. te joacă, tot cu băieții. Și eu îi spun că nu i interesant și ei zice că eu nu te înțeleg, că eu nu te înțeleg. Și cum cum să Trebuie da, să nu, este... trebuie, trebuie, să înțelegi că asta e joacă și asta e cum regulile vieții. Exact. Da. Asta Așa e regula. regula acolo la colectiv regula o, Soția, dacă e medic și cineva se accidentează și uh, medic și o ajută, tot trebuie să zici, da și eu nu te duci să ajut. Hai, du-te, du-te și ajut. No, ajut. da, ce, oh, <laughs> dacă ești medic și, de exemplu, nu cineva, nu știu, să neacă o sau o ceva, tu dat, trebuie, să, Tu trebuie Ai, da. da. Asta, tu dai ești obligat. Tu, e, dar, e, dar, e, dar, e... Și comedianții trebuie să Dar tu nu dai jurământ. Dar nu dăm jurământ la Hipocrat sau la <laughs> asta, <laughs> George <laughs> Carlin. Dacă da noi am dat jurământ la cine, noi l-am dat. George Carlin. nu a fost primul stand-up. Primul stand-up. El e din top în multe topuri numărul 1 George Carlin, da. Băi, uh, spun Dependent. despre Tom Hanks, că el a fost prim, nu Tom Hanks, Tom balea, Hanks? eu e Aici Mark Twain, Mark Twain, <laughs> da, Mark a Twain, mult Spun despre dânsul, mm -hmm. el a fost scriitor și el a, avut comedie Spune și așa mai Mark Twain, ce și știi. Rădic mă râd și eu. Mark Twain. <laughs>

primul. Da, da, dar nu tot timpul a... Să potrivi potrivite glumele. Da, îți închipă, ești tu pe, pe, acoperiș pe mm -hmm. și tu hotărăști atunci să bagi o glumă. Dar dacă e așa de bună, ca o închigă. Știi, adică, băi, mortal. Mo mortal, adică nu, nu, se riscă. L-am cu gluma mea. Da. da. Trebuie să dăm jurământ la glumar cu tău. Da. 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 problemele noastre și ascultătorilor noștri. Da. Ai probleme. Hai, eu was, Tu eh, ai probleme, Marin. Am Hai. o grămadă. să încearc să formulizez problema. Marin, dacă începi să vorbească despre problemele lui, noi nu avem când. Da, nu avem <laughs> noi probleme. Hai. Una din problemele mele, este că eu mă tem să risc. Mai bine spus, nu-s învățat și nu-s deprins cu faptul că e ok și e sănătos să risc. De gen, pentru mine riscul, educația mea, a părinților care mai multe sunt oameni așa și din cauza că sunt în vârstă, mm -hmm. sunt și plusuri și minusuri. De genul, creditii, asta e deodată răutate. Niciodată mm -hmm. să nu te gândești la credit, asta e deodată să nimerești în iad, deodată, dacă semnezi vreun contract de genul. Și sunt niște chestii care, ok, ea ca cu creditul, eu văd normal în sens că m-am temut o de dânsle. Eu acum, dacă mi-aș lua un credit pentru afaceri, el văd asta ok. Dar așa, pentru consum, pentru mine nu este ok. Pentru afaceri? pentru a face. Uh, mm -hmm. uh, și în uh, general, în general, asta uh, nu îți deprins să risc și văd asta ca, o, ca, un minus mai mult și ține de mine. Pentru că parcă e mai mult o neîncredere în mine și viața singură e făcută așa pentru că trebuie noi să Care problema? Tu nu poți să riști. Nu Cred că dintre noi toți patru și el mai riscovă e Vania. Așa.

Și mm. consider că riscul aduce mai mult succes și mai mult... Nu spun că pizdeț, am succes, dar consider că o să... Te ajute. O să te ajute riscul da. Asumarea lui, cred că, da? Da, 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 dacă poți să riști, asta da, diviși, era așa, era un, și da, da, era și, un, da, un citat tip, care spunea că au bani noi care lucrează, dar ăștia care riscă. Mm -hmm. aștri, bani, merge vorba de bani mari, știi, adică nu... Da, la... dar da, să nu ne ducem în, știi, extrem. ca craină. <cris> da, nu în extrem, ne prea... Bitcoin! <cris> știi, <cris> 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 eu da, nu odată am auzit de la, de la, de la a, nu dată am auzit de la Vania, asta că e și șase și băia ca și asta. e ușidă? Apoi că dacă, dacă se compari asimu. lucrurile cu ai să mori sau nu ai să mori, la că nu ai să mori. Adică de ce să nu faci? n ați mm. ușit da, de nimeni. Dacă să luăm problemele tale, da, acolo trebuie așa de spus, pentru că tu n-ai probleme așa de nu, da, global. Adică, dacă tu... să luăm, n-ai așa probleme. Tu concret. Uite, ori de... și, de exemplu, nu vorba că bă, strada e mare, e, e roșu, mașina vine, nu vine, știi? E, dă să risc, să Adică aici e vorba de viață, știi? Dar <laughs> da. dacă îți compari orice altceva care nu ține de viața ta, mm -hmm. înțelegi? Apă, da, A. așa e ușor să te ascunzi după expresie. Dar și ai să mori sau și? Nu știu dacă ai zi. Ce, șa, ce -a -a fac, să fac? Ce ai faci? Nu da, poți așa să te praibești, că mai gine mori. Nu, eu zic despre, de exemplu, corporativ. Nu ducem la corporativ și, blăci, ce să fac la corporat, Este, oamenii o să mă suit. Și eu atunci spun, tipa, ce o să fie? O să te omoară sau și o să te scui pe în bot sau ce. Tu ești artist. Nu, poți să zic, zic că nu ne-a plăcut. Poți să zic că nu ne-a plăcut și, băi, și nu, nu ne-a plăcut.

De, și mai puțin o faci. De tipul dar meu Dar deși teoretic ar trebui să și bă, invers Că ai puțin de trăit Băi, dar deși să nu încerci. Știi, adică când apă, Chiar nu, oamenii de, de 70 pierdut, ani Cred că riscă Ai <laughs> de pierdut deja experiența La mine eu observ... Eu nu sunt general om care riscă uh -huh. Nu, nu La mine e foarte, foarte clar Și ilegal, și ilegal Ce se să întâmple dacă Nu, a spornesc în la roșu Și sunt să dacă beau Chestii de astea știi? Adică eu sunt om foarte corect Pentru, pentru mine a, Și am observat așa o tendință Că, de exemplu, cum spuneai tu de corporativ, știi, mm -hmm. ce se întâmplă? Eu, instant, când cineva îmi dă vreo propunere care eu sunt că este risc sau vreo, vreo chestie care hai să o facem dar este risc, eu, mm -hmm. în capul meu este nu. Deodată. Nu. Da, 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 da. Nu, nu. Dar zic în felul următor. Des verific în agenda sau des mă uit și revin eu. Și după mm. care, adică eu din start îi nu, dar după care încep a analiza. în eu, eu, eu câteva secunde sau câteva minute de analiză și după care vin cu răspuns. Adică eu analizez. Uh, și asta tot vine din experiență. Știi, pentru că s-ar putea ca tu din start să te gândești că nu mă duc pentru că nu-mi place. Într-adevăr e adevărat. Dar în că calculat niște beneficii. Uh, mm. uh, care ar fi le banii. <laughs> yeah. banii. Evident. A, dar am observat banii în ultima no... perioadă nu mai este prioritate neapărat banii nu mai este prioritatea numărul, numărul 1, <laughs> sunt alte priorități care, bun, evident, depinde și de suma întrebării. Dar, uite, Aia. asta e că poate că eu nu vreau să risc, dar sunt anumite situații în care în eu minut asta mie de, de, analiză și după care da. vin cu răspuns. Nu neapărat ca și acolo dăm da. Plus. Totuși, cred că da, riscul... Tu cum Vlad spune... <coughs> nu tot ni greu. Da, nu tot ni greu. Pentru că așa înțeleg ce spune Marin tata a fost militar, tata asta era așa tare... Așa, e corect. Tata, e corect. Nu, și așa, dar pentru ce trebuie Da, știi, frumos, e ca cât mai puțin, da, e tău, e ca știi? și asta deloc nu, nu te împingi la, știi? Da, da, da. Și tot despățesc chestia asta, numai că, iarăși, prețul hotărăște întrebarea, știi? Adică, nu m-aș duci pentru atâta, dar pentru atâta, hmm, și în să, calculez, da. Păi, asta și e riscul când Nu, dar tu latinii, da, nu Deodată la tine cum venit da. nici da. Nu... da Da, la mine e emoțional, mai mult emoțional Și eu am încredere în Instinct. Da, instinctul Pentru că eu am avut caroche, nimic nu s-a întâmplat. Eu de multe ori așa am făcut și nimic nu s-a întâmplat. El încheie și Da, este exclus <laughs> momentele care când ești bat și băi, hai să răzibim zborul ăsta. Da. A, și, și fi, da, da. Asta e deja debilism. Când eram mai tânăr făceam, tam, glupăsii, de astea. Ce deci să fie, hai să facem asta. Dar acum înțeleg și am, cum se numește, raționalism în cap, că, băi, dacă acuși Conștient. bat o să faci lucrul ăsta, vine poliția și...

Dar tu nu-ți pare că ești dependent de starea asta emoțională când tu te pui pe tine în situație, deja ai riscat și tu în dânsa deja trebuie să te discurci cumva. Și tu acolo găsești soluțiile aflându-te în situația asta riscantă, dar fără dânsa tu nu ești așa implicat în acțiune cum cu dânsa. Da. Mm -hmm. Și să zici, <laughs> Da, Marin, puțin complicat. Eu uh, te mai cuvintele le-am le înțeles, pare, dar propoziția nu. Nu-ți pare că ești mai productiv atunci când te bagi în situații uh -huh. de risc decât fără dâ am înțeles acum. Uh, nu, dar uh, sunt uh, mai fericit când m-am descurcat în situația asta de risc. Riscul. Și eu am riscat, tare am riscat și pe urmă eu așa, da, ce-am știut. Și mai emoțional și interesant să trăiesc. Dar nu, nu de astea care, da, ei, nu s-au nu-ți de astea? Uh, Băi, nu țin minte, chiar nu în memoria mea, nu țin minte când oi, eu... Oi, oi, ui, memoria știe <laughs> <de tot. laughs> nee, Nu, nu țin minte când eu așa am riscat și pe urmă, dar poate a fost, dar... Nu ți minte, iată, nu ți minte. Nu, no, știi că și îmi place la dânsul, că dacă ceva merge cu Iova, asta nu din cauza noastră, asta pentru că e acolo și ceva, da, da, da. pentru că organizatorul, așa, cu Iova, așa cu Iova, Asta e, e gândire evreiască, când tu, din potrivă, da. responsabilități. găsești da, 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 a, asta cât Asta Antisimism. că tare e foarte util pentru oamenii Asta e util, de fapt, asta nu e proximitate. Da, e util. Proximitate. Nu, uite, eu sunt comediant, artist, mă, mă consider și eu foarte reflexie, este așa cuvânt? Da, da. reflexie. Da. reflexie. Da. Foarte mult reflexez la anumite teme, tipă, deși așa am făcut, deși... Și am omul în mine care să-mi fute capul mm. nu, zi. nu am nevoie de... Cineva alături care să-mi da. Asta. <laughs> Cineva <laughs> alături să-mi spune încă de ce ai făcut, dar trebuie să fac sau nu trebuie să fac. Asta e cum? riscul, eu am înțeles pentru mine, uh, o, o, adus progres, termen lung. O, o. Uh, dacă eu nu avea să risc, dacă nu aveți risc, uh, bun. Eu am formare de specialitate, hai să spun așa. Asta da. e istorie-filozofie. Istorie. Licență în istorie, masterat în istorie. Dacă uh, vă uitați, nu sunt foarte multe tangenți cu umorul, uh -huh. nu sunt foarte mult tangenți cu coordonarea de proiecte, uh -huh. uh, dar anume faptul că eu am vrut să risc la anumite momente, asta a dat roade pe termen durabil. Știi? Adică asta a ajuns, că eu acum pot liber să mă poziționez și să zic băi, eu, eu stand up Hai adică să facem așa, înainte să-i dăm lui uh, Marin soluțiile despre risc, o, <coughs> asta. să spunem hmm. dacă ne ducem aminte așa repede, nu, nu dezvoltăm. Când am riscat? Da, când, după părerea voastră, ați riscat și nu știu, s-o sau nu s-o prindit, adică tot e... Hmm. Ok. Uh, I, eu nu ne aduc aminte. Eu, uh, hai, uh, uh, eu am, uh, clip. am făcut clip, hmm. prima și mi-a venit în cap, am făcut clip și n-au fost bani, pentru clip și mm. am riscat am spus, băi, facem clipul, da, am spus -a, -a, la tăță și nu aveam bani, dar am spus găsesc. Asta nu e bială să cheamă bani. Nu, 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 stai, da cum, uh, asta e risc, tipă risc <laughs> băi, găsim bani, pregătești pavilion, te pregătești, eu găsesc bani. da, a fost o sumă mare, ți-am spus tipă, cât a fost bani. A fost o sumă mare pentru clip și nu știam. Și am sunat la tăți, am vorbit, nu mm -hmm. credeam că da, dar să prănesc, dar prostă, băi, găsesc, de undeva găsesc, cumva găsesc. N-am rude bogați sau ceva așa, prost am riscat și mm -hmm. s-a prânit. Un partener a spus, da, eu dau des bani și a dat bani, am filmat clipul, atât -a, a ieșit bine. Și am riscat când am făcut prezentarea asta. Tipa, mm. o să, în o lună o să fie 500 de mii vizualizări și a avut într-o lună un milion și ceva. Croce, am riscat și s-a prinit, cum, asta e exemplu așa, tipa, simplu, dar totuși, pentru mine atunci era vzrâv bășchi, cum noi cum acum facem mm -hmm. cu sumele, Bum-bum de cap. Bum-bum de cap, mulțumesc. <laughs> Marin, tu? Da, Marin, când ai A, riscat. A, dar tu nu -ai, ai riscat niciodată, Nu, care. eu am riscat, e ca mai mă gândim la asta, că eu am riscat în situații care mai mult nu depindeau de propria mea alegere. Mm -hmm. De exemplu, mi s-a spus, eu văd că tu te bine, tu ești și producător bun de film, hai, mi s-a spus asta vreo șapte ani în urmă. Și eu am spus, hai, și ne-am deschis o energie, după asta trebuie să-mi deschid SRL. Și s închis. Și mă. nu l-am închis. <laughs> dar ideea este că eu mai mult risc în viață în situații când sunt pus în colectiv.

cu riscul. Uh, vă spun o situație. Pentru mine foarte mult contează că riscul, chiar, să, chiar dacă este un risc, să depinde foarte mult de mine, dacă vizează persoana mea. Uh -huh. Și vă spun o situație. Uh, avem vreo șase ani și ne ducem să ducem alimin. <laughs> Alexandru, la șase ani riscă. Uh, să ducem alimin. Uh -huh. Și m-am dus cu un băiat Andrei din Mahală, de la noi. Uh, cu o bicicletă care nu avea tormoz. Și Andrei, mai mare fiind, a zis că eu eram pe ramă și el era la volan, uh -huh. la ruli. Și el cu cușorul ține la roată dinainte, ține uh, tormuz, da. La o vale foarte abruptă și a intrat într-un gard. Dar o intrat așa de tare într-un gard, că ca eu aici am încă și am semnele. O, oh, haroș. Aici am semnele. Efectele riscului. Riscurile. Dar nu temi până la nuntă o să... Nu. <laughs> 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 și am Grand. intrat voia, voia întâmplări și a făcut noi chiar ne a răzbit în gardul bunică, Adică oh. am intrat. Și ai riscat, uh, da? -a. Am riscat, nici omul om nu l-am dus, am ajuns în, în reanimare. <gântu -i> <gântu -i> da, dar nu înțeleg cum a riscat, tipă, băie, să ajungi în zona, să ajungi în la metalul, Eu m-am dus cu dânsul. De fapt, unii vreau să duc eu gândul. Vreau să-l duc la ei, că dacă este un risc și care depinde foarte mult persoana ta, este dar, cel mai important e că tu să te-l uh -huh. Să nu te pe spatele la altcuiva. Pentru că ea ca situația asta a fost o dovadă în plus că nu trebuie de lăsat. Păi, dacă mă ducem eu singur cu lisapietul chiar și punând ciorul eu la roată, măcar știu că eu îmi l am asumat și mm. o depinzi de mine. Dar în situația asta nu depinzi de mine și de fapt riscul tău, că tu te-ai te încrezut în cineva care de fapt s-a pus viața în pericol. A, și... a riscat da. să-l cred pe dânsul, Ce da. așa da. într-un fel. Tu înseamnă că riști fiecare zi când te așezi în taxi sau într-un lebus.

nu mi aduc aminte un risc foarte și da, unde copii, mulți că ai, bani. n-ai, scos la vremea asta. <laughs> asta e risc. Asta e risc, asta e risc. Nu, eu mă risc așa de două ori pe săptămână, <laughs> <mult>. <laughs> nu mai mult. Nu-mi permit. Cu uh, asta, da. Da. Nu, cu știu, cel mai legat care recent am duc aminte, asta e cu anul trecut cu Palatul Național, în care mm. nici, nu, nici nu, nu, nu s-a pus întrebarea niciodată, nu s-a pus întrebarea, nici nu mă vedem niciodată pe scenă la Palatul Național și că, iarăși, mai mult am făcut greșeala asta Care m-am încredințat lui Vania Hai păi, deși Apoi nu e greșeală, până la urmă nu e greșeală Apoi e greșeală, în Cum ar veni în... Cum, cred, în cazul dus. lui da, da, dus mm -hmm. sau prin crederea lui, știi? Mm -hmm. Dar pe el și-a asumat oricum I-am asumat-o împreună, știi? Băi, hai, mm -hmm. hai, știi? Adică asta a fost cel mai mare risc Care să cred eu, la mine în cap că noi putem asta să facem. Că el nu e asta... fantazior, tipa Da, da, da. Asta și e problema, când vorbeam despre sovieti, în, în Uniunea Sovietică, cum a fost, tipă, bai, palat național Da, asta acolo, e da, acolo, acolo, acolo nu mai a avut gros și să făceam Da, și și de aceea noi Doar am avut... Doar artiștii, da. De ce noi am avut așa, tipa sentiment, că, tip, oi, blea, nu, noi nu, nu suntem acolo, pentru acolo. Asta e da. și de, asta de, o să de e apui... în capul nostru. Riscuri sunt despre limitele noastre. Și interpretările da. noastre. De fapt, oamenii care riscă, îi câștigă cu mult mai mult. Dar 4 este... noiembrie, Palatul Național. <laughs> dar este risc sănătos și risc nesănătos, ca să te aventurezi în chestii cum Palatul Național sau o să o faci. E sănătos sau nu? Asta e sănătos. Asta e sănătos. Dar, Pentru să... că asta e business, dar risc prostă, să... O să ai profit sau nu. O să da, dar oricum știi din da. asta experiență, știi. Uh, da, experiență. <laughs> dar când tu ai riscul să pui pe nou verde la poi, da, la casino, asta deja pentru mine nu e risc sănătos. Asta mm -hmm. e deja aventurism. Pentru că, și... că nu depinde de tine. Acolo depinde de de ce ai aici da, tu dar poți asta, acționa. Asta e văpșe, nu e risc, asta e joacă. Da, tu te duci, duci, nu depinde de tine, rezultatul nu, și nu poți controlezi nici Tu te duci, da. duci să joci, oamenii care se ducă, bă, își fac bani, nahu, mă rezolv problemele, tăi probleme. Asta nici măcar nu e risc. Asta nu e risc. Asta, asta e prostie. Asta nu e De ce prostie? Pentru că nu depinde, de, <laughs> <laughs> nu depinde de tine rezultatul. Hai să, Marin, uh, da, noi da, am Marin. spus uh, problema. Rezolvările noastre și tu, care, care e vâvădul Soluția, eu cred că e să risc. <laughs> bravo, bravo. bravo tu o să ura, riz, ura, ura, te-am da. convins sau tu așa crezi că da, vrei să da, fii așa da, om? Care, ca, care e argumentul care te-a convins? Asta că n-ai să mori până la urmă. N-a să întâmplă nimic. Pe mine asta m-a convins. <laughs> n-ai să mori. Nu, există partea asta că eu rațional oricum înțeleg că este foarte, foarte mult avantaj din asta ca să mm. și exemplu Luvania care eu l-am tot timp aproape și văd cum el... Poți să te proibești, Marina, El mare. Nu. No. Vezi că Vania pasază, mă duci că ceva număr, hui, ne-ai restul, restul. Nu, eu văd și partea asta, eu văd și partea asta a lucrurilor, dar oricum... El mă eu... dar da, tu deja ai spus că... Tata și mă de ce nu-i ghine, mă? Și eu zic, Băi, da, am spus C așa, dar acum nu cred Dai. așa? Băi, nu-i bine, băi, de ce nu știu? Ce Ați să vin la Vania într-o zi pe tu și-ai zis că te -a Eu am spus circular, că circular ca asta e normal. <laughs> <laughs> Ți-am spus că e normal să zboară discul. Ți-am spus. <laughs> Aruncare cu discul. Da. da, da, Bine, am rezolvat cu riscul. Hai, și ne mai departe cu, problema cu problemă. Rezolvăm problemele noastre și aspectătorilor noștri. Hai, problemă. Uh, nu e problema neapărat, dar e <laughs> adică până nu de mult era problema, mu de ambele probleme. Deci ești ocupat tot timpul. Care tot e o problemă, de fapt. Este pregătirea pentru nuntă pregătire pentru nu. Da, asta așa. Tu ai nuntul de grabă, da? Da, pe 2 septembrie. Nu, când se când podcastul deja a fost. Tu ai avut Băi, a fost pe dos, eu sunt țin minte. Concursurile astea, tu mă Eu le-am pregătit. Nu m-am așteptat la asta. Asta cu lingurul, cu Ronicu. Alexandru să fie deja om însurat. Da. Dintre voi toți care ar putea să dai sfaturi. pe 2 septembrie, pare. Dintre voi, care ar putea să dai niște sfaturi Vlad, nu mă vlad. Băi, da, tot și v Băi, nu, haideți să o extindem așa. E vorba de o chestie care îți ocupă tot timpul. Uite, cum tu reușești să faci față la o chestie care... Parcă tu mai ai și alte treburi de făcut. Sori, vreau reformulare să fie mai... și pentru noi să spun. Este sens să faci nuntă sau nu? Putem așa să o formulăm? <gână> nu, nu, nu. Nu sunt e altă întrebare. Deci, eu cum am pornit spun. Dacă te porni să faci asta, grăim despre asta. Dar nu Aha, spune si si la si întrebare a, si dar noi dar am am Ideea e că Hai să discutăm e... despre, eu propun, să spunem așa problema Davai, Adică tu ai alte probleme în prejur, dar există o problemă care chiar dacă tu vrei să te gândești la altele, dar oricum una ți ocupă tăia timpul. Uite, te- timpul, ți ocupă o problemă. pregătire din <laughs> în cazul vostru s-ar putea să fie alta. Știi, adică A. tu ai și alte probleme în prejur, dar există una care îți ocupă tot timpul. Tot timpul tău, nu știu, vrei mașină. Și mm -hmm. asta e ca și cum prioritate. Tot da. timpul ți-o ocupi, ți îți ocupă tot timpul problema asta. Cum mm, faci mm -hmm. managementul? Uite, managementul problemelor, cum faci față

despre mine. Mm -hmm. Să fac nuntă pentru cineva, cum este, da? -am da, mai faci o capică, mai o altă, cum adică? Da, nu, 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 cred. Cred. Nu, de nu cred, nu cred. Cândva că... de mult, apropo, cândva de mult. Să faci eu bani la nuntă. Da? Am, da am am, eu nu cred. Eu, calculând sumele care trebuie să, să și băgati, eu nu cred că îi întorc banii și ei în veci veci. Nu, și al, dacă îi ieși la zero, asta și asta e și succes. Da? Da. da. da? Dar tu Cine? vrei să ieși la zero. Deci și normal, <laughs> pe care că care să ieși în zero. Marin, <laughs> ce întrebări? <-mi> <laughs> nu, asta e întrebarea, depinde cât el o să pună. <laughs> <laughs> depinde de tine, <laughs> Marin, dacă eu o să ieși la zero sau nu. Așa e și de evra care nu a ajuns. Depinde de tine. Mă o eu fac imi nu fac... Marin. No, Marin, da. eu e, e hârtiuț fiecare imi. Da, el a că te-ai la, la nuntă, Uite, eu genere... scris de Marin, scuză. <laughs> <laughs> eu cred că oamenii din sunt... Din partea mea 50 de euro și scuză. Și asta e problema mea. <laughs> Eu da, cred că oamenii să... Nu, eu nu zic la general. Așa. Zic că ar fi bine tradiția asta că anunțele să fac pentru bani să fie excluse, Tipa, Dar nu se fac ele pentru bani. Dar nu se fac pentru bani. Dar sunt unele care se fac anumii cu direcția asta și asta e foarte... Se da, faci fac cu scopul, cu e cu e cu e se fac scopul de se a se avă iubi. Iată nu, ia cel mai important asta, scop. Eu da. cred că dacă îți pui ca scop să faci low cost în totalitate, Da, adică low cost, probabil îți faci ceva bani în plus. Adică în loc să aduci un artist normal, aduci un nu normal. Unul care a venit cu trolebuzul <grijin> până acolo, un târziet și eu... Aici, da, eu, e, da, vine unul da, care o... normal, Da. <grijin> vine unul care n al știi nimeni și o, o cântat Caraz, Caraz, de exemplu. <grijin> care tot a venit ca el să-ți dea bani ca să cânte la tine. <grijin> Bă, pățani, eu și mai să faci Bă, pățan, eu așa mă aud voi invidat. grăiți, dar eu Și nu cânta la tine la nuntă, Pe vremea mea, da, va, da, da, da. Nu pe vremea mea, dar eu pur și simplu vă spun o chestie care pe urmă, voi uitându-vă, uh -huh. tu împreună cu soția ta, uitându-vă la unul, ați văzut, na, hui, noi am făcut huineaua asta. Mm. Că mai gine nu o fășiem, le-a atâta bani și atâta încheltuit pe huineaua asta, știi? A, a, huineaua asta nu unta sau anumite <laughs> procese de acolo? Anume, adică, de exemplu, Ceva din proces. cafea, nu pachițele, dar cafea mașinat. Ah, -a Huinețuri, detalii, adică detalii, detalii apă de care scoate-mi. sau uh, no, băuturi bă de care. Sunt doi trogofoi, ești trebuie. Aș ce e, dar poate spunem și așa, așa, pe când te duci la aici care fac servicii, Da uh -huh. dar vă recomand, că foarte frumos privește, care că în știi, și e așa cu aster, uh -huh. e că vă arăt fotografie, Păcă că așa, așa a a put, a a put, din e ca aceea e de pe Instagram care e, e că eu recomand așa. Da. <laughs> <b> <laughs> Probabil, așa. Am de... o idee care, că cum ați vă iasă, o să vă iasă, să vă gine, dar... O să vă în, în spate, o vă dați seama că multe lucruri nu le-ați fi făcut. Și am din cauza asta că un pic ca să schimbe la voi lucrurile în cap. Pe să vă dați la, știi? Băi, important este să nu să fiți. Să și cum se spune. Să ajungeți tieferi până la nuntă și după nuntă. asta e cel mai important. Eu vreau după. după, asta e ca un examen, ca un ispit, da? Băi, multe probleme, foarte multe probleme. din sara nuntă, pornesc foarte multe probleme. Da, da, tu ai avut fluturi la nuntă, cei care e așa mănânci? Ca să înțeleg, merită, nu merită. Nu, asta e ceva nou, La noi tort era,

Și va Pâine merge. Și băi. Nu, nu merge pâine, nu băga pâine. Mai Alexandru, eu să răspund la orice întrebare. Ok, de băutură. Miere. De băutură, coniac trebuie și băbun. Okay. Dacă ești e... Și foarte mult miere. Miere? nu, miere, e miot, miere, da? Ah, miere. Miere. mierea Miere. Avem de unde, da. Miere. da? prăjită, în socul miere dar e da. important și noi ne gândim, dar niciodată nu știi. Parcă vrei și așa, și așa, și așa, și așa, dar de fapt nu dau seama să Asta când, cu, când ești flămânzi și intri în supermarket, vrei și așa. Și asta, așa. știi și, și ghea, da. ca să că prin asta trebuie să car și fiecare cuplu, și să, lucrurile nu lucrează, că e ca am văzut la și uh, și la noi și așa, sau dă să ne uităm încolo, la fiecare e diferit. Și la unul, de exemplu, bun, hai să zicem că sunt lucruri care, muzica, alcoolul sau ceva. Asta e, păi, am fost acolo, ne-a plăcut, îi chem și la mine, știi? sunt multe lucruri care... Depinde de atmosferă. De Foarte multe lucruri când discută pe urmă după nunț, femeile, și ei spun, băi, la de și nu a fost așa da, da, da. La a fost mai Nu La noi, la noi. Dar vă, vă faceți că adică să, să o faceți să fie făcută sau vreți ca

Și n-ar fi la nunta asta. Noi vă spun un caz. Am ușor. Da. Da, 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 Și n-ar fi la nunta asta. Asta e sărbătoarea lor. Exact. Tu trebuie să te blea râți, să te zâmbești, Băi, bravo, îi doresc fericire și doresc. Nu, blea. Băi, el a pedrasul și este de mire. Da. A economisit și vrea să da, da. bani. Să... Dar să coate, tu, uite, la o nuntă, dacă tu zici așa, da. trebuie să fii mulțumit numai doi oameni. Unu și doi.

<gul> tu zvi vii și a zic, n-am avut şi mânca la nuntă. A să fie oameni care zic, și cât de mult mâncare crepăt n-aș <gul> a să fie oamenii și zic, blea, n-am avut și mâncare la nuntă. A să la McDonald's. <gul> noi dus, noi -ră am, am, am fost, gândim. uite, noi am fost la o un nuntă, cu stand-up, eu cu Vani. Și da. am făcut stand-up la prima gluma mea, apu o doamnă a scos perdica și e alb, așa, e așa, arăta, așa, stop, gata, ajunge. Nirli a uh, fost vo, eu lui i-a plăcut tare, dar doamnă și nu i-a plăcut nici, înțelegi? Da, -a eu a rămas cu impresia că a fost adică numai pentru că uite momentul ăsta nu a fost ok. De aici și vine de la nu poți să pe de la și cum tu poziționezi nu tata, dacă tu poziționezi așa că hai veniți la un show și băgați în bani acolo pentru dance, și cineva poate să aibă pretenții. Dar dacă tu zici nu scrii pe plicul la numele tău, vine și pur și simplu odihnești și pune cât vrei. Înseamnă nu, asta e foarte mare Maria. eu am înțeles. Și ca și da plicul trebuie și i lasă. el că nu trebuie și scălit, el vrea să Băiatul. Vezi cum că așa ia să Nu, nu eu personal, eu nu știu dacă... A spun. A... <laughs> nu știu dacă n-a să mă îmbolnăjesc. Deodată îți spun. Eu, 2 septembrie n-am Dar vreau, ia că eu la nunta mea proprie, să fii da. un, un, program a -ta, a -ta, artistic interesant. Să scrii interesant. asta? Să scrii? Da, 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 să scrii. Eu vreau să mă țin de cuvânt. Eu vreau să fac o nuntă interesantă în sens de un program artistic special. Să fii un mic filmuleț, cum am făcut cunoștință cu dânsa. Să fii o lec de stand-up. Love story.

Să o facem? Da. Anul trecut. Anul trecut. Ce dată? Ah, <laughs> Marina m-așa să talcănească tot timpul e care ea, vrem. Noi, un un an în urmă undeva. Un an în un un an, urmă. Fă? Și nu-ți ajunge timp. Marina, tu-și tu -și faci altceva între timp. Nu, tu nu te și lucrurile nu se fac din timp, nu poți să duci băutura din timp, să duci cu un aparat. Băutura anainte, trebuie înțelegi? să iei maxim câteva zile înainte, marinaș, că e expiră, tu trebuie să o duci cu document, înțelegi? Fructele și ele, n-ai să le iei în 2014 pentru 2023 <laughs> tu, Înțelegi? Tu tot îți duci și să iei, tu nu știi câte fructe, n-ai să, să iei tortul un an în urmă. Ok, tu îl programezi, și ce am făcut și noi. Dar lucrurile în prip, oricum, tot organizatoric vorbind, oricum trebuie atunci, pe moment. Da, eu vreau, vreau să spun un, uh, ca cum să zicem, Concluzie. O concluzie, că mi-a plăcut, Vlad sau da. a spus despre că asta e un examen, un ispit, da. da? Tipa un examen, pentru drept. cuplu gata. Asta nu e tipa pentru tăți cei care au venit, asta e nu e show, nu e content, nu Asta e prostă pentru dâns, ei se treacă timpul ăsta, ei se treacă tot asta și să rămână cuplu cum au fost. Mie îmi plac când, de, de, de exemplu, eu vreau cu um, nereasa mea, când o să termină nuntă, să huisim pe tăți. <laughs>

eu am povestit la vreodată. Eu, coroc, artist, știți, știu că nu eu sunt da. artist și el m-a fost na naș. Ai... Na naș, n-au venit și eu le-am schimbat. a -aș așa A, tu ai fost martorul cumva. Da, martor. Mm -hmm. <laughs> și <laughs> eu am spus în microfon, pe pricol, când am spus <laughs> banii, am spus, băi, din partea mea, 50.000 de euro. Eu pun. <laughs> și rudele au crezut.

rentabil, dar mai scump. da, <laughs> 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 nu, rentabil, ca de tu că... de vedere, că tu plătești da, mai rentabil, pentru timp dar tău. ai da. și afilierea asta. Tu, tu pe urmă știi cum, spinește iar asta, că e aprobă cu tine, deci duci tu, e strimeți ea, dar vă place așa buchet și tu știi, ia uite, îți place așa buchet, nu știu, uite să mă să-l văd eu. Și pe urmă tot că trebuie tare, tare, tare să te încredințezi omului asta e, și Nu, nu, asta, 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 e, asta, e, risc, că asta e risc. Asta, asta e risc și asta e scump. Asta e real, să, fi, să faci normal, cum ideal să fie organizat. Mm -hmm. Asta e scump, trebuie să plătești pentru tet. Dar de ce să plătești pentru tet dacă tu vrei să faci singur, să simți atmosfera da, asta să te să bești, da. <laughs> da să treci, exactly. să treci. asta, treci da. să treci pe, prin da. asta. Dar tu încliești. nu faci eveniment tipa... Nu, no, adică, poți, asta ca și la dintre noastre, poți să faci cu sushi, da, să i le Da. dar poți cu hui hu sasială când ai pregătit mâncare și pe urmă tot ești vesel, știi că... Și ai amintiri frumoase. frumoase. problemele noastre și noștri. Hai să trecem. Uh, Vlad, uh, ai problemă? Băi, da, am o problemă și am simțit-o recent. Uh, că nu mă pot... Uh, nu-mi place... Nu, mă, nu pot să mă comport la interviuri. Și respectiv nu-mi place de mine în timpul interviului, nu-mi place de mine nici după interviuri. Și îmi dau seama că asta e o metodă de a te arăta iar în plus. Știi, mm -hmm. ca să, nu așa lucrează. Trebuie să te arăți știi? Mm -hmm. Trebuie să știi? Trebuie să-ți arăți e i în locul. În același timp... Uh, nu odată, e ca nu, nu, nu mă pot... Mă regăsesc, colegă, dar și ea nu ți place. Nu-mi place că nu sunt destul de deschis și, și poate eu știem răspunsul la întrebare, poate eu avem și spune, dar nu a apasat e destul sau și neacolo mm. sau, și am, am spus pe jumătate, am spus nu cum trebuie, am spus și minșuni, da? Ai nu spus eu? Da, am spus. Ah, Bălin. ce e, e așa. Eu uh, am o rezolvare. Adică tu că... n-ai doi cupchi? A... <laughs> <laughs> Caroce, am vrut să spun că am o rezolvare, dar foarte grea. Trebuie să dai interviu numai în cel mai pizdos timp din viața ta. Ah, adică niciodată poți să... Nu, da? nu, 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 De exemplu, tu când te simți... Deși uh, eu interviu de la noi, pentru că suntem cum? Am fost, sau suntem, sau să fim populari, da? Uh -huh.

Ca și acum, ca și spune, și acum este timpul tău. tip băi, ble, mă simt spizdos, eu răzbesc peste tot mm. Și eu mă duc să dau interviu. Mm. Dar așa să dai interviu este alt scop și nu se placă când dai așa prost atac interviu. Eu, de exemplu, nu vreau să dau interviu pentru că nu am despre ce vorbi și nu mă simt în condiția și că eu să acum, știi, na cum spun. A, tipă, nu mă sunt interesant. Nu mă sunt interesant, da, așa, asta e normal, că tu te cauți, ești în cum? Nu, dar o lecție nu sunt de acord. Pentru a care înșeapă... Iar uh, el, nu-i găsă. Nu. Spune, spune, mă Pentru a care da, înșeapă da, da. și dege, de devin și uh, dezvoltă mai mult popularitate, ei din potrivă trebuie să ducă, ei trebuie să apară mai mult de exemplu, popularitatea ta nu se pune pe lângă a mea. Dar eu dacă sunt invitat undeva, ar fi foarte prostesc ca eu să refuz din cauza că eu nu sunt crezut în mine sau nu... Dar dacă a... tu nu ai ce spune tu la ai ce spune. Da. Tu vrei, da. vrei să te duci acolo să te promovezi. Așa tu spui, da? Nu, prima? eu am ce spune, dar nici poate nu-mi plac niște momente ea, ca cum lui Vlad, la felul cum eu mă expun sau la felul cum pe mine... E, adică se întâmplă niște momente în care simt că nu până la urmă am fost destul Dar de, de unde ochi. tu știi că tu ai ce spune?

Da, asta e întrebare știi, fix ca și cu stand-up. De unde tu știi când tu ai ceva și spune? Eu, e ca așa sunt, eu cred că am și spun. Eu am no, trei probleme. Da, da, tu, da, tu când singur la stand-up, asta ghine, dar tu când mergi vorba din interviu, adică tu ai întrebări, trebuie să răspunzi, trebuie da. să te trebuie să-ți dai. Nu trebuie să îmbli, de. de exemplu, dacă ești radical într-o poziție, mm -hmm. nu îmbli așa cum îți în că înțelegeți aici, depinde, că nu mai depinde, băi, da sau nu, știi? Nu, sunt subiecte la care eu pot să mă expun, sunt subiecte la care eu dacă n-am și spun, apoi eu le evit și gata. Mm -hmm. Eu trei probleme văd ce opțiuni. Mm. Prima, eu nu cei mai, de... cei mai des, refer la interviuri. Da. Cei mai des întâlnită. Unu. Și asta e o adresare la toți cei care fac interviuri. Incapacitatea de a se pregăti normal de un interviu cu un om. Mm -hmm. De mm -hmm. ce? Pentru că el s-a uitat la un interviu care a fost la ProTV, la TV8 și îți dă fix aceleași întrebări. Nu, nu așa se faci. Mm -hmm. Trebuie să-ți dai întrebări în care se poată discuta pentru o altă, altă temă sau altă abordare. De ce? Pentru că eu tot nu am plăcerea. să mă repet. Pentru mine asta e mm -hmm. asta e fix asta, am spus în partea ceilalte, deși să mai spun o dată. dar asta de fapt nu e problema mea. Asta e problema lui pentru că el nu a putut să găsească altă abordare de acord. în care el s-o dăie. Doi, am învățat să mă accept că eu, normalul, așa cum sunt eu, îi sunt interesant pentru restul. Mm -hmm. Normalitatea da. mea da. îi pentru ei, wow! Mm -hmm. Eu am învățat că faptul că eu fac stand-up, așa cum îl fac, eu pe mine oricum accept ca și normal. Eu sunt cel mai mare autocritic la nivelul meu, mm -hmm. pentru mine. Doi, eu am înțeles asta și respectiv eu înțeleg că asta pentru ei e interesant și respectiv eu asta am să-l spun. Și trei, am încetat să mă mai duc la interviuri de doi bani. Mm -hmm. Nu la mă Calvin. duc. Uh, nu nu mă duc la toate la interviurile. Am uhum. devenit mai selectiv și îmi dau seama că, ok, poate asta e jignitor la adresa cuiva, dar eu nu pot să mă duc la toate. Pentru că, unul la mână, eu nu pot în toată ziua să am subiecte într-atât de interesante. Adică, noi am trecut o etapă. De exemplu, a fost la umor, am fost la două, trei televiziuni care au povestit despre asta. Băi, dar n-am să vin la 16 și să spun fix același lucru. Eu am să fiu foarte selectiv, respectiv eu am să aleg două, trei la care mă duc. Peste 2 ani, probabil eu să am niște momente foarte importante care le-am creat în stand-up și să am ceva de spus și am să vin iar la vreo 2-3. Mm -hmm. Înțeleg că există... Eu am fost tot la anumite interviuri de astea care 200... El are 200 de, de, la, de vizualizări mm -hmm. pe și aici face da, el da, da. și el vrea să mă cheme. Scuză, dar 200 este foarte puțin. Înțeleg s-ar putea ca prin mine tu să te ridici, dar hai să o vedem. Sau da, tu nu, ridici nu, nu, e, nu e lucru în vizualizare. Este lucru... tu eu am privit video și nu-mi nu place cum tu da. pui întrebarea și poate de să fie că omul nu mă începe. Și sau aia. poate nu suntem similari. Eu am înțeles că eu n-aș vrea să știi să... Nu, nu suntem pe cei lungime de undă. Eu văd problema asta, în, în ce că în, e foarte greu să refuz. Tu, omul știe și băi, hai, vine, și tu mm. nu, nu știi. Și data e liberă și poți să vii și nu nu știi cum să refuzi, înțelegi? Pentru sine. sine. Și mm -hmm. tu din tipă slabă. Din respect și da, din de respect slăbiciunea și slăbiciunea ta. Ta, tu ai să nu n-am nicio problemă, adică asta doar e ce ai spus tu despre incapacitate, incompetență. Da. Eu am întâlnit foarte des asta și <coughs> eu chiar îmi propunem deja să, să, nu mă mai duc la tot felul de invitații, podcast, că era una și așa și întrebări. Uh, și până la urmă au fost niște oameni care au reușit să scoată altceva de mine. Asta nu înseamnă că eu nu avem ce spune. Eu avem tot timp ce spune, mm -hmm. dar incapacitatea asta de a te discoasă, că noi toți suntem, știi, așa, avem niște lucruri da, care nu e le mai spun. eu spus. foarte, când privești, tam american, să vreun interviu și tu, bălea cât omul este pasionat de exemplu, mm. tam de, de, Mike Tyson sau de un vreun comedian sau vreun actor și prea mă îl întreabă așa cu hard ochii și tu, sucă, ia -ți să mă întrebi cineva așa pe mine, știi? Și la noi, <laughs> și, cum a fost primul da. la stand-up. Care e planul realitar? Da, te zăibesc cu întrebările este, dar ei nu, nu sunt pasionați, ei prostă vreau să fac interviu pentru că tot au fost pasionat de vreun interviu care a, a, dat întrebări și așa mai Sau el trebuie să-l facă neapărat și el îți dă întrebările șablon care le dă de obicei. Da, 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 și... dar... Băi, dacă cineva îmi privește, trebuie să fii pasionat de lucrul tău, prost da. trebuie să fii foarte pasionat, să-ți să placă scaut, omul uh, acest, să-ți placă, sau să nu-ți placă deloc, mm -hmm. băi, dacă nu-ți placă omul, tot e interesantul să da. fie, de ce așa faci, de ce furi bani, băi, voron, de ce? <laughs> <laughs> de exemplu, uh -huh. înțeles, înțeles. Da. De asta, eu aici le poziționez, adică între aceste trei probleme, cam așa mă poziționez. Vlad, ce crezi? care e concluzia. concluzia este că s-ar putea să nu fie problema în mine, că așa cum am învățat eu că dacă ceva dacă ceva e o problemă, înseamnă că tu ești de adică poate nu chiar eu ești de gen, Asta Asta o că mama golește așa. doi, da, trebuie să întâmple ceva ca să te duci iar să nu poți duși iar să povestești tot așa ești. El drept a spus că trebuie să te cum a te reanimați să da? să te Accep, accept. Accept. Ești, dar, mea... dar eu am vorbit despre starea, normalitatea ta e ok, interesant pentru, to de, pentru toți, dar eu am vorbit despre starea în care tu ești interesant, știi? Când mm. tu, pream, știi, când ars, ești în val, arzi și tu, e, ori unde te-ai dus, tu ești prea interesant. Eu mm. am simțit așa, pe urmă, starea asta apare cândva, da. pe albomul apare.

Da, 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 da. Căroti, da. Trebuie să îți placă Să da. fiști tu pregătit. Nu numai acela care te intervievează. Rezolvă problemele noastre, ștasele care hai Vreau n-am formulare, poate un formular, uh, vreau să vorbim despre bani și că opa. Opa. vreau să vorbim despre bani și De problema e banii, da? Am problemă uh, că nu pot să mă opresc din cheltuit. <laughs> <laughs> nu pot să mă folosesc de bani. Tipă, nu pot... Finanțe gramatne, cum să A, educație educație financiară. Financiară. Educația financiară. Zero. asta financiară. Da, întrebare așa. Problemă banal, da? Dar am înțeles deja când sunt matur, am înțeles cât e de important da. întrebarea asta. Uh, în viața mea personală, în viața cu uh, prietena, partener, ta, partener, da, prietena în lucru peste tot cât de importantă educația financiară. Și eu uh, am înțeles, primul și am făcut cu problema asta, am acceptat-o, am înțeles mm -hmm. Că eu am așa problemă. mult. Asta... nu, nu, eu, uh, de exemplu, zărăbată, cum să... Eu câștig bani, câștig bani, câștig bani. bă, parc, fac, parc, lucrez și la, la nume timp, Sucă, unde <hazards> de unde-ți bani? Băi, dar ce am făcut? De unde-ți bani? De ce am făcut? Și asta e ceva simplu, ceva așa banal, dar...

Aha. Adică foaia 4 da. Și am împărțit-o pe zile da. 30-31 de zile Și sus am pus așa venituri, cheltuieli da. Și în fiecare căsuță scriem pe și cât cheltuieli am în fiecare zi uh -huh. După care am înțeles hârtia E varianta nu cea mai bună de ce? Pentru că tu trebuie să scrii în fiecare zi și după care trebuie să calculezi la sfârșit. Da, deci celul are avantajul că calculează da. singur. Respectiv, eu am creat rubrici, cheltuieli, mașină, Iulia. <laughs> consum asta e investiție, Alexandru. Da, eu am <laughs> cheltuieli zilnice, Îți spun cum este. Da. Cheltuieli prima rubrică, cheltuieli zilnice, dar da, a douaia scriu picile cheltui. după care iulia și mașină. Și toate trei strase așa în jos. Și îmi vine până în 31. Mm -hmm. Și de partea altă sus numai veniturile și sursa. Asta e foarte important, nu pentru ca eu să pot să economisi mai mult, dar da. controlul. Pentru mine contează control, da, 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 să știu dacă eu continui scheltui în felul ăsta, noi ajungem bancrot sau eu am suficiente resurse. Adică dacă eu mă uit, eu pot să deschid oricând, am o tabliță care am avut în 2022, în ianuarie, și eu mă uitam acolo, că dacă eu continuam tot în felul ăsta scheltui și tot în felul ăsta câștig, eu eram amău plin de credit. Stai, întrebarea. Da. Uh, și uh, tu faci dacă vezi că tu... Um, type, nu, nu devii du bancrot, dar... Să te duci, duci minus. Pula, să da, minus. hai, <laughs> să, să spunem. Adevărul că cu cât mai mult câștigi, uh, natural vorbind, cu atât mai mult cheltui. Da. După Opa, mine. Bani, hai, După hai, mine, acușa, Cu acușa. cât mai mult am observat asta, deci, dacă compar, Era erau luni care câștiga mai puțin, Și tot puțin cheltui. Deci, pe urmă, invers, câștigi mult și mult faci. Da. Important e pentru mine, momentul de față, ca să nu devină o regulă. Adică s-ar putea că într-o lună să depășească venitul. Da, eu am rezolvat la această temă. Și am hotărât eu să nu am cheltuieli mari, neplanificate. De exemplu, și vas scump Pa, taip, sa kumper paėstka, taip? Kalotorija. Kalotorija, kažkur, kalotorija, arba sa skumper mašiną, arba sa skumper, nežinau, vėrų rokių, ne, 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 ne,

hai, atunci cumpărăm iPhone, de exemplu. Eu nu pot să cumpăr iPhone, tipa așa... Tată <laughs> nu, am în vedere, tipa, spontan, hai să cumpărăm. Pom, da știi? Pentru că cumpărat. așa e nivel. Spontan? Da, am cumpărat și m am subțit normal pentru că eu putem să-mi permit chestia asta. Nu, că asta, nu, e, că asta, asta poți, faci, poți faci, uh, să faci ne, neplanificate cheltuieli, dar atunci când îți permit. Da, știi, da, da Eu de exemplu, da. știem că, uite, eu l-am cumpărat, am dat un ban. Da. Nu mici ban. <laughs> un ban, un ban greu Dar Chiar eu de la bănuț. faptul că l-am cumpărat Eu știu că asta e o cheltuială, o cheltuială mare Dar uitându-mă eu Pe statistica mea eu înțeleg că Băi, eu pot să-mi permit asta Adică mm -hmm, eu mm -hmm. am făcut atâția bani că Eu pot să-mi permit și asta pe mine nu o să mă fie Eu n-ați devenit sărac după ce i cumpăr am, am, zis după și îi cumpăr pentru că îi cumpăr. Da, am înțeles. Adică eu asta am vrut e. să, am vrut care să tu e. Dar rochii de 2000 de ori nu e una hui, nu. nu. De exemplu, nu că așa a fost. De un da, prieten mi-a povestit, da. Ah, ei, așa, da, Coroc, Eu am vrut să spun că eu știu că în teorie, eu mă gândesc că eu așa să fac, că, tipa, dacă eu să am mai, mari, mai mari cheltuieli, eu deja nu mă gândesc să economisesc. Eu mă gândesc mai mult să, -faci bani. să fac bani. Și asta am venit la concluzia asta și sunt bucuros, dar în practică e puțin zăiobistă. Mm. Nu cum, e, e greu. Trebuie să lucrez. Da, trebuie de de să o... lucrezi. <laughs> trebuie să te gândești. Dar asta ajută, știi? Asta ajută. Când, de exemplu, A, tu n-ai bani... Pe nu te focusezi pe cheltuieli, dar să te focusezi pe, pe venit. pe, venit. Asta e foarte important și, bă, asta e soviet. cum? Să sfat, te sfat. sfat. Pe, sfat da. -te mm. pe da. Să pe și... Marin, hai spune că știu că da, nu ești de șerbi. acord. la, mine, la mine șerbi, <laughs> pur da, vai. simplu. De când Eu... a spus cuvântul bani la Marin? <laughs> <laughs> Uite, tu singur ți-ai răspuns la întrebarea ta când tu ai spus că tu nu vrei să ai cheltuieli neprevăzute, ne, neplanificate. Fix da. asta ține de așa la Excel. În excel la tu nu numai duci evidența și uh, îți calculezi venit, venituri și cheltuiele, da, introduci și niște planuri mici. Asta, în primul rând, trebuie evidență să duci și cu evidența asta e că eu am telefon și în fiecare zi m-am dus la Andes, 220 de lei, ne le-am scris, răb de acolo, 20 de lei la ceai. Te scriu, te ori și mărunțel. Da, asta și viață, bleață, îmi scriu tătă, și jăbaci. Am lăsat 50 de lei la chelieriță, bleață. Băi, asta e viață, tu crezi. Și a doilea moment, tu trebuie să te deprinzi cu cât este așa un termen care se numește subconștient financiar. Tu înțelegi că tu faci mai mult și din cauza asta tu își cheltui mai mult. Din cauza asta, cât tu n-ai faci mai mult, tu ai cheltui oricum banii ăștia dacă tu nu te înveți să-i să simți pe dânsi și în ceva să investești. Adică e ideea aici că tu as să faci mai mulți bani și tu a să ieși din limite, asta nu lucrează. Da, spun ceva, tu trebuie bai, să bai, te înveți bai, bai, să investești. De, tu, până când faci mai mulți bani, te afli și în alte cercuri de oameni. Știi? Da. De exemplu, e cum era uh, Jackie Chan, el are mult bani, dar el... Așa, așa, deslușnă-ți. Jackie Chan. Da, trebuie să vedeți ce am auzit, că el își spală colțunii și tăți, ha, 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 Jackie Chan are toți banii pe care îl poți cumpăra doar așa, ar trebui să el nu spală colțunii, e cumpărat câte un sut de pirechi, îmbracă și îl zvârlă, știi? Ca aici de la Stroy, că la Moscova care zice, eu tot așa... Pe tu câștigi mai mulți bani, faci mulți bani, respectiv tot te afli în cerc, duci să mănânci la restaurante, bla bla bla, greși cu oameni de care au la fel bani, și pe să râd de tine că tu ți pe colțuni, înțelegi? Dar mm -hmm. trebuie pe tine și să faci mult, nu, eu timp. asta așa am zis, am exagerat, dar a, în a, direc tu pe urma, nu, tu pe ar... nu, nu, nu. Trebuie să spălat să înțelegi. Eu altceva în dire, tu pe urmă faci chestii care poate nu vrei să le faci, dacă ca să pare ok și în rând cu dâns și cu lumea faci. De exemplu, uite, așa l-a s-o dus încolo, dar poate timp să mergem și noi. Văzi și mașina are la poate timp să avem și noi, înțelegi? Mm -hmm. Adică, se adică, adică, tragi după un anumit cerc, da. după deprinderile de, și... De, de tot așa, nu, nu, nu există chestia asta că e, te oprești în cheltuit bani. Am înțeles, tipa, nu? Băi, ai văzut Jack Chan tot spală tipa kiloți. Asta e normal, băi. Asta eu ți-am spus că e normal, nu trebuie mai mulți bani, știi? Oamenii care iau de la oameni bogați ceva, nu prea bogat. Tipa, băi, Mark Zuckerberg are numai o De deși trebuie să cumperi fata de Nu-ți trebuie cei Așa că este chestia asta că cum să trebuie să iei după obiceiurile la cercurile nu poți, asta și asta, că n-ai pentru că ești treci într-o societate, știi? Respectiv, să vrei să duci copiii la o grădiniță mai bună ca să... Da, dar asta vine de la interesele tale proprii. Eu auzăm cazuri de la femei, nu de mult am auzit un caz foarte bun de o femeie businessman, da, femeie businessman, și ei eu spus că eu câștigat foarte mult bani din cauza că ei au început să facă mai mulți bani, dar cheltuieli le-au păstrat aceleași. Adică e foarte greu tu să începi a faci mai mulți bani nu, și să-ți păstrezi așa. Nu, nu, nu e adevărat, nu poți face. Nu așa. Poți așa. așa. Nu e poți așa. E spune eu. numele, nume, să cum? O știu, na, cine. Ai înțeles cine spune. Nu, uh... cine. Blondă. Da, ei, gata. <laughs> da, am înțeles Nu poți așa. face așa ceva. De exemplu, dacă o mașină mai scumpă, da? Pentru că vrei, acolo să alte piese, acolo e alte de servire. Da. Înțelegi? Îți iei o casă, acolo casa iarna costă să o întreții. Înțelegi? Cheltuielile o să Dacă niște și futbaliști ești mari și așa mai departe, pe urmă când se termină contractul, și eu sunt degetul. Înțelegi? Da, da. Noi, ești... noi, vorbim acum despre tine. Și limita ta mentală față de bani. Da. Tot uh, are modificări. De exemplu, dacă tu până muți cumpărai ghete de 600 de lei și îți pare scump, amutul câștigând mai mult, tu să-ți permis de 1200. Conștient financiar. Exact. Da? Și deja ți-o să spun că 1200 e normală și da. tu poți să-ți permiți chipurile. Asta pentru că noi, făcând mai mulți bani, tu deja în șechi și în șechi, treptat să-ți permiți lucruri care sunt mai scumpe și le ca normalitate. De exemplu, eu dacă atunci când eram la Cămin, pe la univers, uh, ghete de 1200, și ești bune, care 1200 dacă ești de 400 la Vaichichi. Uh, respectiv, atunci nu putem să-mi permit. Pentru că erau mai puțin subconștient financiar, nu era de prins cheltul anumite sume. Muia, da, sunt lucruri care, de exemplu, univers. ori e ca câți bani n-ai tu, de exemplu, lucrul ăsta n să n să-l cumperi sau n-ai să-l faci, n-ai să-l folosești.

Îți place să riști. Nu să risc, îmi place să cum, să n-am limite, să n-am De exemplu, mă refer la haine, eu de exemplu la Hani, da. Adică eu am ajuns la nivelul când eu pot să-mi cumpăr Hani de la H&M și nu se pare ok. Pe Asta, e foarte de râs, oamenii acum Și, Nu, prost de H&M, asta e comentariul din Europa, da. Nu, asta, dar asta era nouă. Da, tu... Caroce, eu am super mulți bani, eu tot la H&M mă duc la sine. Da? Da. Adică nu cred. No, Gucci, e... Mike, cu Gucci, eu n-am zis eu niciodată. Like, da, sunt de vie. acord, de acord. N-am no, zis niciodată. Cum să vă spun? No, tu, tu e din alt... Tu e clar, da. Cred că asta e, eu cred că asta e rău că tu că eu nu vreau mai cât la Gucci? nu, 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 eu cred că asta e rău că tu spui, băi, dacă dac tot în hainele astea. Tu tipa, eu sunt simplu, eu nu sca ca e ce ăștia, Nu, 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 sunt anumite lucruri pe care sunt cumpăr. Da, da. Casă, adică anumite lucruri noi nu vrei să pentru pentru haine, anume. Nu, anumite lucruri noi chiar dacă ai mulți bani, dar dacă aveți lucruri care de exemplu n-ați dat să Adică ai anumite concret mai că Gucci tu zici, da? Concret. Ok. Haine. bai. Tu nu o să cheltui pe haine mult, nu, da? Nu, nici eu nu văd da argumentarea Eu ia ca steak din aur de așa la 1000 de dolari pe dâns tot n dau bani. Steak de aur? Care-i presurat, care presurat cu care presurat cu Dar nu e interesant, de interesant și acolo în steak. Adică băi, da, tu n-ai să trăiești tătă viața și zici că blea... Da, tu n-ai să viața să te gândești, dar în guciu, eu iau oare cum să mă îmbrac? Tot așa haină, blea. Și eu bă, zic bă, tot așa e la steak, asta și chestia. că bă, nu bă, știu, dar e fiecare e pasionat de lucrurile sale. Eu cred că asta depinde de limită. în da ne un lucru foarte scump. Foarte scump? Da. Iahtă. <laughs> nu, blea, e drept, are dreptate. Iahtă e scump. E drept, <laughs> e da. E foarte Ok, Dai. sunt anumite lucruri foarte scumpe. Foarte scumpe. Care chiar dacă eu aș avea bani, eu nu le-aș cumpăra. Spune, de care? Eu nu știu despre ce. Eu nu m-aș duce și dus Tictanicul să-l văd. Eu, da, uh, insul. Pentru că e văzut și-a întâmplat. Vreau insul. Insul <laughs> In, foarte scumpă, dar n-aș cumpăra-o pentru că nahuia. a mi trebuie insul. O, de ce? Insula? asta e pământ, bă, mă investești, mi băi. Băi, dar și șarună ziua, mă, să-mi cumpăr 3 hectare, bă, și ceva. O, gata, m-am gândit. Chiar dacă eu așa am foarte mulți bani, eu nu văd sensul să Ce înseamnă chiar dacă? Când să folosești Când am mulți bani, eu nu văd sensul ca să-mi cumpăr lanțuguri de aur,

Frizer nahui, scump de să mă duc un um, la un barber de 1000 de lei să fac niciodată. Nu. Eu, nu. eu vreau, vreau să spun ceva, băieț, scump, băieț. nu, eu vreau scump, să, nu. să spun ceva. Nu, uh, vreau să spun ceva foarte important despre asta. Nu, nu o să-mi cumpăr haine. nu trebuie să spunem așa. Uh, nu, nu, eu vreau să spun uh, de ce trebuie câteodată asta de făcut. De ce? Pentru că la Barber ul acela, unde uh, blea, te frizează de 1000 de euro, se frizează alți oameni.

Asta e, tu plătești pentru brand. Dar ce înseamnă brand? Asta înseamnă că nu numai asta e haină bună sau rea. Asta înseamnă că acolo sunt alți oameni. Tu ești la alt nivel. Prost te ai ridicat la alt nivel. Asta nimic nu înseamnă că haina e alta sau... Înțelegi? alt nivel. Când dai, mai, mulți bani pe lup, tot aceleași lucruri. Asta e nivelul. Da, dar tu ești la alt nivel și cu alți oameni și la nivel în cap. Brat, nu dă Eu sunt de acord, Olea, cu Ivana Eu sunt de acord cu... Eu sunt de acord cu...

Easy. Și eu, și Asta eu. aș face eu, chiar dacă având mulți bani, eu vreau să fac asta. Da, asta mi-aș permite. Mașina scumpă, da? da, chiar vreau, dacă, chiar vreau. vreau scumpă. scumpă chiar, dacă, chiar dacă, da, chiar dacă, vreau. Chiar dacă uh, s-ar interesa să fotografiez. Eu, da, cum, eu da, m-aș da, mai, da, mai, da, da, gândi, mă duc undeva și nu dai voie să fotografiez. Dar eu, eu cum nu, -e, e, Eu des pentru când, eu când îmi aleg locurile la care mă duc, pentru mine e foarte important și mai văd eu acolo. Adică pentru mine nu e pont să mă duc prost la mare. Nu, 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 Eu nu place mare, nu pot să... Am fost la Zatoca. De... Am fost la Zatoca, dar eu din start știm că ne apropiere cetatea albă. Adică m-am mm -hmm. dus și am văzut cetatea albă. Băi, într-adevăr, foarte frumoasă. Adică mă duc și mai văd încă ceva. Mm -hmm. Nu mă duc, prosim. Eu nu pot stau la mare de mai mult de 3-4 zile și să fac acolo. La mine apare întrebarea, știi, că senzația asta că eu nu fac nimic. Da. Bine, nu, bine. bine. asta deja despre călătorii, dar Aș... Bine, foarte bine, am vorbit despre băgăția. Dar totuși de investiții, că nu a fost clar partea cu investiții voi... Care parte din din, din educația financiară, voi ați investi în ceva? O mică afacere măcar, dacă Algin. ați avea posibil... Da, hai să vorbim în ce uh, ați investi? In... De exemplu, aveți uh, bani?

Unu, lobby, faci lobby, lobby ca să devină legală. Aha. Faci lobby, da, advocasie da, la... în stat. Da, la nivel de... Poți, -faci Poți lobby de să faci. Să faci lobby ca să devină... Să o interpretezi ca profesie. Să o prezinți ca profesie reală prin care Aha. unii oameni își și fac bani. Își fac banul și legal. femeile îți plătesc uh, nalogurile și teva? Exact, adică să devină la nivel legal. Deși pentru că asta oricum se face la negru. Asta deja se face la negru, la dar negri S-ar <laughs> putea, s, putea. s la nivel legal da. chestia asta, și respectiv după care toată treaba asta se impozitează și tu de fapt să ai dividende de pe asta. De toată. ce? De ce? Da. Pentru că e deja se face asta vrei, nu vrei e să faci și eu, eu sigur că asta o să devină ilegală cu timpul, pentru că Legal, mai sănătos, spre, asta, așa. spre asta se merge. Și mai a fi, gândește piața muncii, siguranța la locul de muncă. La ei de lucru. Și are e în are și cu care... Siguranța la locul de muncă. Și da, e strafov, așa, poliță să aibă. Da, protejată. așa față de marihuană. Fix, fixă așa așa, ca să legalizeze asta. Tu o faci turismu, în marihuană, Turismul, da? turismul, nu vă dați seama la cât crește turismul. Oamenii devin mai fericiți. Investește în asta, câștigi dublu. Tu unde uh, ai investi? Nu, e ca în chestii de genul, cum a zis uh, Alexandru, cu prostituție, eu aș investi în, uh, prin, în un lobby care să se, se legalizeze marihuana, mm. dar dacă nu luăm chestii la care trebuie multă influență politică, uh, aș investi pur și simplu într-o și şey mai afașere, prostă afașere. În care? În care? Uh, un merci, un merci propriu. De?

cumpăra două microfoane. <laughs> eu nu ce am vrut să zic. O cameră. Două <laughs> uh, gulovelie. Pro, de asta. Ștor. GoPro. <laughs> GoPro. GoPro. Da GoPro. tu, Ivan. Okay. Tu, Ivan. aș investi da. și un calian. În, oameni, cred că în oameni. Nu știu. Nu știu în alți oameni. în asta. alți oameni, da. Eu aș investi în alți oameni. De exemplu. Tu de-aia mă faci asta. Eu aș investi în lucru care eu um, știu mă mă pricep, da. lucruri lucru în care mă pricep. De exemplu, stand-up sau puțin tam muzică, în show business, mașină, investi. Ve da. nu, dar să vedeți și unde vrea să investească, știi? Așa. Dar eu acum da as -as așa, așa asta-și fac, aș aș fac, asta. fac dar da, când o să am bani, o să investesc în ceea ce știu. O să cumpăr din banii mei mai mult ca să aduc mai mult. În ceea ce știu, o să investesc, nu o să investesc să-mi cumpăr un, bлять, nu știu, un club vrea. Bună idee. Hatia, interesant, da. Foarte bună. Interesant, dar, Foarte bună idee. Dar nu mă pricep și o să mă n -n, Da, dar nu la noi, probabil. Nu la noi. Foarte bună idee, dar... Dar nu la noi. De ce? Pentru că, într-adevăr, în fotbal poți faci. poți pot... faci. Bla, da, dacă e ești e crescut câțiva Da, e crescut un Holland și tu deja ai asigurat viitorul prosper al clubului tău. Da. Uh, haideți despre bani să facem concluzie, că Я понял, я хотел о деталях, мелочь, как сказать. Детали. 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 Что-то Детали морнцело. Детали морнцело. Детали Я хотел

devenit, da? Așa. Da. Și Trebuie... investiții mărunte toți poate de făcut. Cum ar fi chiar și în crypto o leacă, o leacă să-ți permiți să investești în... <laughs> alt alt temă, asta e altă temă. <laughs> e dacă băieți... Sau în e... <laughs> Nu, Sau sunt, sunt chestii în care nu <laughs> pierzi mult. Dacă e, dacă nu, nu te aventurezi, nu pierzi mult și poți să câștigi. Cum ar fi? Asta e întrebarea, vezi? E întrebarea Trading. puțin, da, tre Înseamnă că asta nu e așa de adnăznacină, cum tu spui. Asta tu ai pe nici niște în care eu cred că tu nu prișești nici 5%. nu, dacă se investești și timpul tău în care tu îți că pe în asta și... să... dacă 10 ani te înveți la Universitatea de criptă și pe urmă faci, da, asta e, e bine. Ideea, timp. ideea crypto e, e că tu să investești într-un apartament care să aducă venit pasiv, tu trebuie să ai 20, minim 50.000 de mii de euro. Dar să investești în... Nu, nu, tu trebuie să investești în câteva apartamente ca să ai real. Da, da, dar asta e foarte mult, adică tu până ajungi să ai banii ăștia. Dar ca să investești o leacă și să începe a câștiga o leacă, măcar dublu, tu poți să faci asta prin instrumentele astea da. cum e training, eu, eu cu piața eu valutară vreau... și chestii de genul. Da, nu sunt de acord, nu Marin, nu sunt de acord și vreau să dau sfat, nu pot să dau sfaturi, dar îmi permit. Să, da, <laughs> să dau sfat, Poziția uh, că trebuie, poziția mea că trebuie de investit în ce ce cunoști. pe n am zis că în prostituție eu mă pricep, știi, da, nu <laughs> Nu, eu am zis asta... lobby la o idee. Da, 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 la o lobby idee, la o idee, tu, tu care eu cred că deja e, ea o să se normalizeze. Eu cum, ce da. <laughs> <investi>, nu? <laughs> nu, eu cred că e o să se normalizeze pe viitor. Asta am spus, nu că eu am eu. Da, expert. nu, 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 dar nu asta a fost deci, cum, fantazia și așa am da. Eu consider că trebuie de investit în ce ce cunoști. Asta e <laughs> foarte no. prost, dar uh, prost, nu, corect. No, 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 banal, simplu, banal, simplu, dar asta e corect. Păi, Câte ceasuri de... ai, da, ai de... dat de... pentru trading și pentru cripto și așa mai departe? Câte ceasuri din viața ta? Nu puțin, ceasuri, mai puțin decât stand-up. Câte minute, Înseamn... zic Câte mea. minute, da. Înseamnă că în stand-up tu mai mult ai investit de timp, de cunoștință și așa mai departe. Înseamnă că asta și o să aduc mai mulți bani. Eu așa cred.

Asta, așa, da, era, era, trendul nu? cu IT, toți erau vreo, și bai Așa au fost. Ia, în încă, încă da, era trendul cu juriști, acum tre ți iuriști, minte? Era, era... Okay, toți Juriști, minte? La... Agenții imobiliari. Agenții imobiliari. Că o, rog, da. trendul se schimbă și acum IT pe urmă să fie ceva, încă, la, nu știu, concluzia. TikTok-uri. Uh -huh. uh, eu am spus o concluzie, da, de nu. fapt că trebuie să... Nu făceți după trenduri și investiți în și și vă pășepți cel mai ghinic. Da, și trebuie fiecare zi să faci detalii mărunti ca să nu ți fuți în cap într-o zi că ai puțin bani și nu-ți ajung. Și un dacă serios, apoi eu aș investi în alghin. <laughs> nu, serios, dar ai investit da, în alghin? Da, sigur. Ți-ai ți da. cumpărat mai O casă mai bună pentru alghin. Nu, e vorba că să investești, noi dacă vorbim de albin, asta e materie primă. Eu aș investi în post-producție când tu deja faci miere cu ceva, miere mm -hmm. cu nuci, adică fel de fel de produse care sunt deja Pânări. o parte finită, tu să o dai. în tot felul de cremuri care sunt Eu cred că asta e, asta e o direcție foarte care... perspectivă. băi, succes, succes, Alexandru, să mult în iere și așa mai departe. Mă mm -hmm. multă cripto, îți dorim <laughs>

Să în da, ceva da, da. Și să tu nu ai spus așa, tu ai spus vreau să învețe, uh, investesc în criptă da. Dacă Oricum tu trebuie zi, să formulezi investi... așa, întrebă propunerea ca Hai, noi să învățăm ceva nou și să investim Băi, bez bazarul, hai să învățăm da, da, nu... Hai fără pizdeală, Marin. <laughs> el așa a spus, am ca să te liniștească Dar de fapt, el nu crede așa, pentru că uite, tu trebuie să înveți <laughs> El te trădezi, răspunsul provocator, nu crede Tu cât ai timp de când faci stand-up? Patru ani. 4 ani da. pe care da. ți-ți trebuie încă patru ani să înveți cripto, ca să înveți normal. Și asta e timp pierdut. Și ai proiebit și stand up da, și da, 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 nu, nu. da. Serios? Nu, chiar, nu, nu. Atunci da, serios. Până atunci cum? Sunt oameni care, băi, it sau... aitișni și fac așa de mulți bani, dar să mă fac it aitișni. Duc trec cursuri, ble, da. piur, <rătățări> și trec niște cursuri, blă, sufer de hrâneasă. Pe urmă, blă de tișnice ești. Și pe urmă îți dau seama că nu poți și de ieși ceasuri la rând, blă, să scrii un cod, înțelegi, și îți nervează. înțelegi, n-au Nu ești de acord cu tezisul ăsta? că modă și așa mai departe. Nu, dar nu e din cauza la modă, poate exemplu -o a fost prost, dar ideea este ca să înveți ceva nou și să investești acord, în chestii în chestii care da, nu, țin, nu, nu țin numai de specialitatea ta sau de, de profesia acord, ta. Da, da, să fii Uai, mai nu-i drept, nu-i drept, blea, nu-i drept și gata. <laughs> Las drept. Lasă-l băi să înveță lasă să înveță. lasă să înveță și vă nu. Hai, bun, de acord, da? Da, da, nu la da, da absolut. Lasă-l să înveță. Bine, hai să facem o concluzie la emisiunea asta, pentru că am rezolvat problemele la la oameni. Din... Mai, Oamenii mai, care s-au uitat bine. la noi și au avut aceleași probleme, cât că atunci știți că așa ai rezolvat. S-a rezolvat odată, da, s-a regăsit și așa mai departe. Asta a fost o încercare de a rezolva niște probleme de-a Noi vă rugăm să ne scriți în comentarii care este problema voastră. Poate fi una stranie, poți fi una care a apărut acum și nu știți soluția și noi să noi, noi ne așni chiar, chiar scrieți problema, da, da. uh, descrieți normal în comentarii, descrieți normal problema voastră, probleme care e legate de, nu știu, blocul de muncă, probleme legate, orice care, orice fel de probleme, scriți noi... scrieți în comentarii, noi să le citim și cele mai interesante, noi rezolvăm problemele voastre. O să vedeți nici un om în Moldova nu o să fie cu probleme, noi rezolvăm test. avem misie, cum o să fie misiune. O avem o misiune la emisiunea asta. La emisiune avem misiune să rezolvăm problemele la spectatori și, și prin asta să rezolvăm problemele noastre. Ura. A fost un talk show din nota 10. Da, serios? Da, 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 nici tare ne-a plăcut. Radio nici nici ne-a plăcut. nici plăcut. mulțumesc mult, la revedere. Asta a fost. Ai probleme.